În acest material voi prezenta eseul scurt al romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, scris de Camil Petrescu, roman care arăta astfel la data primei publicări. Camil Petrescu a participat la primul război mondial între 1916-1918 ca ofițer, iar experiența trăită atunci se regăsește în acest roman. Tudor Vianu spunea despre el că era un băiat cu neliniștite priviri albastre, îndreptate cu inteligență asupra oamenilor, asupra lucrurilor. Avea în jur de 22 de ani în această fotografie și 36 de ani când publică romanul. Romancier, dramaturg, doctor în filozofie și poet, Camil Petrescu a rămas în literatura noastră în special ca inițiator al romanului modern. Scriitorul a fost influențat atât de modernismul teoretizat de criticul Eugen Lovinescu, cât și de romanul În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust. Conceptele promovate de Camil Petrescu sunt autenticitatea, memoria involuntară, fluxul conștiinței, substanțialitatea, anticalofilia. Mă voi referi la încă două, nu le-am amintit în eseu, dar vă voi spune imediat despre ele. Așadar, legat de autenticitate. În articolul Noua structură și opera lui Marcel Proust, din volumul Teze și Antiteze, Camil Petrescu afirmă că își propune următoarele. Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc eu. Aceasta e singura realitate pe care o pot povesti. Dar aceasta e realitatea conștiinței mele, conținutul meu psihologic. Din mine însumi, eu nu pot ieși. Orice aș face, eu nu pot descrie decât propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest, decât la persoana întâi. De aceea își propune să nareze doar la persoana întâi. Personajul este și narator. În desfășurarea epică sunt inserate pagini de jurnal. Memorie involuntară, fluxul conștiinței. El consideră că doar astfel obține autenticitatea. În articolul amintit, el scrie următoarele. Romanul meu va trebui să cuprindă lanțul amintirilor mele involuntare. Lanțul amintirilor mele e spontan, nedirijat. Voi lăsa să se desfășoare fluxul amintirilor. Dar dacă tocmai când povestesc o întâmplare, îmi aduc aminte pornind de la un cuvânt de o altă întâmplare. Nu-i nimic, fac un soi de paranteză și povestesc toată întâmplarea intercalată. Dar dacă îmi strică fraza, n-are nicio importanță. Dacă îmi lungește aliniatul, nu-i nimic. Nici dacă digresiunea durează o pagină, 2, 30 sau 150. Ce-și mai propune el? Ca literatura lui să reflecte esența concretă a vieții. Iubirea, gelozia, mândria rănită, acele categorii morale absolute, adică substanțialitatea. Anticalofilia. El neagă necesitatea stilului frumos, căutat, artificial. Mai sunt două concepte foarte importante ale lui Camil Petrescu, pe care nu le-am amintit în eseu, dar le amintesc acum. Luciditatea. Luciditatea este trăsătura dominantă a personajelor lui Camil Petrescu, intelectuali analitici și autointrospectivi, hipersensibili, intransigenți și inflexibili moral. Și relativismul care reiese din multitudinea punctelor de vedere în jurul aceluiași obiect, a aceluiași concept, a aceleiași norme morale. Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război a fost publicat în 1930. Prin această operă, Camil Petrescu răspunde tendinței moderniste promovate de Lovinescu la cenaclul Zburătorul, prin care se recomanda trecerea de la romanul cu tematică rurală la romanul citadin. Nu mai avem aici o simplă relatare de evenimente, cum aveam în romanul tradițional, ci o profundă analiză psihologică, o adevărată radiografiere a impactului, a ecourilor pe care evenimentele le au în conștiința personajului principal. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, este un roman modern, un roman subiectiv, citadin, în care sunt prezente puternice drame existențiale, de conștiință. Este redactat la persoana întâi, tocmai pentru a spori nota de autenticitate și are două părți, fiecare cu o temă distinctă, anunțate încă din titlu, iubirea și războiul,
Aceste două teme sunt, de fapt, subordonate temei principale, drama intelectualului, aflat în permanentă contradicție cu societatea în care trăiește, o temă specifică scriitorului. Partea a doua, Cronica de război, reia aproape cu aceleași cuvinte însemnările din carnetul purtat cu sine de scriitor pe front. Ultima noapte de dragoste este un roman de dragoste, romanul unui sentiment. Acela este gelozia. Ne este prezentată evoluția relațiilor dintre personajele principale, Ștefan Gheorghidiu și soția sa, Ela. Este și un roman de război, căci în partea a doua este relatată experiența de pe front a eroului, când acesta se întâlnește cu moartea. Este o întâlnire care îl vindecă de dramele lui sentimentale. Eroul trăiește două realități. Realitatea timpului cronologic, frontul, și realitatea timpului psihologic, trăirile interioare trecute și rememorate. Cuvântul noapte din titlu poate fi interpretat ca incertitudine, îndoială, nesiguranță, absurd. Altfel spus, subiectul romanului are în vedere ultima incertitudine legată de dragoste și întâia îndoială legată de război. Cele două nopți sunt două etape din viața lui Ștefan Gheorghidiu, două incertitudini. Se salvează din prima prin cea de-a doua. Rănit și spitalizat, se întoarce în București, acasă. Lângă Ela simte o înstrăinare definitivă. Gândește detașat. Sunt obosit. Mi-e indiferent chiar dacă e nevinovată. Romanul începe cu prezentarea efectelor pe care le produce în societate demagogia politicienilor. Lipsa fortificațiilor este ascunsă sub pretextul că trebuie păstrat secretul militar. Drama lui Ștefan Gheorghidiu se desfășoară în climatul de minciună al acestei lumi aflate sub stăpânirea banului, o lume pe care doar interesele meschine, mici, o ghidează. Soția lui nu l-a înșelat decât atunci când a devenit bogat. Autenticitatea scrierii este asigurată prin exactitatea și precizia notării, utilizarea fragmentelor din presă, discursuri oficiale, extrase din jurnalul de campanie al scriitorului, naratorului, prezentate în subsolul cărții. Formula narrativă adoptată de scriitor este cea a romanului în roman. Romanul iubirii este inserat în romanul războiului. Ultima noapte de dragoste și are izvoarele în experiența sublocotenentului Camil Petrescu ca voluntar pe frontul primului război mondial, al cărui jurnal este împrumutat eroului romanului. El este primul scriitor român care descrie războiul din propria lui experiență. La 12 ani după încheierea războiului este declarat invalid de război definitiv. Își pierduse auzul la o ureche din cauza unui obuz care a explodat în apropierea lui în timpul unui bombardament. Camil Aurelian, fiul lui Camil Petrescu, declara că tatăl său a făcut războiul în pantofi pentru că bocancii îl deranjau. Era extrem de delicat. Nu aparținea bocancilor, spunea el. Avea 1,61 înălțime, exact cât mama. Motiv pentru care mama, actrița Eugenia Marian, cu 33 de ani, mai tânără decât el, nu avea niciodată voie să poarte tocuri. Romanul urmărește fluxul conștiinței eroului narator, căci se prezintă ca o confesiune la persoana întâi a personajului principal, Ștefan Gheorghidiu. Fiecare din cele două părți ale romanului au capitole cu titluri rezumative sau metaforice. Prima parte are 6 capitole, a doua 7. Ca de exemplu, asta e rochia albastră, întâmplări pe apa Oltului, neacoperit pământului Dumnezeu. Procedeul memoriei involuntare este preluat de la Prost. La Marcel Prost, curgerea memoriei involuntare se declanșează când gustă o madlenă, înmuiată în ceai de tei, așa cum i se dădea în copilărie. Dar aici, aceasta, memoria involuntară, nu este declanșată de o senzație, ci de o dezbatere de la popota ofițerilor, unde se discuta despre dragoste, despre fidelitate, pornind de la un articol din presa vremii. Un bărbat și-a ucis soția infidelă și a fost achitat de tribunal, adică iertat. Nu i s-a dat pedeapsă. Acum îi se trezesc amintirile legate de Ela. Și de aici înainte asistăm la drama lui, care nu este altceva decât o dramă a iubirii înșelate, drama unui om însetat de certitudini. Există în roman pagini de o acută observație când gelozia eroului atinge cote infernale. Soția lui Ștefan, Ela Gheorghidiu,
nu are niciun prilej de a-și prezenta punctul de vedere, de a se disculpa. Romanul cuprinde povestea relatată doar prin ochii bărbatului gelos, care nu mai este sigur de nimic. Structura romanului este modernă, cu două planuri narrative, fiecare configurat pe două niveluri. Un plan al conștiinței eroului, în care timpul se scurge altfel, are durată proprie, are legile lui, și un plan al realității. Aceste planuri sunt organizate pe două niveluri fiecare, unul al relatării evenimentelor, altul analitic, în care evenimentele sunt analizate scoțând la iveală judecățile de valoare, reflecțiile, speculațiile, asocierile mentale ale lui Gheorghidiu. Consider că excursia de la Odobești și scenele din capitolul Neacoperit Pământului Dumnezeu sunt semnificative pentru tema romanului. Excursia de la Odobești declanșează criza de gelozie a personajului, care pune sub semnul îndoielii fidelitatea soției. Eroul ajunge să trăiască momente pe care le percepe ca fiind catastrofe sufletești, căci apropierea insistentă a Elei de domnul G, așezarea ei la masă lângă el, gesturile familiare, mănâncă din farfuria lui, îi prilejuiesc observația atentă și frământarea interioară. Ele provoacă eroului o chinuitoare suferință, nu numai din orgoliu, deziluzie și neputință, dar și pentru că se silește să-și ascundă chinurile, se dedublează. Mă chinuiam lăuntric ca să par vesel. În capitolul Neacoperit Pământului Dumnezeu, Camil Petrescu creează pagini memorabile prin scenele de luptă care dau senzația de sfârșit de lume. Notația este lucidă și de o mare autenticitate. Viața oamenilor stă sub semnul hazardului și al animalității, a dorinței de supraviețuire. Un soldat șoptește într-una, Neacoperit Pământului Dumnezeu. Un altul este șocat pentru că a văzut cum un obuz i-a retezat capul lui Amariei, care fugea așa fără cap după dumneavoastră, domnule locotenent. A mers cam la vreo 4-5 pași și pe urmă a îngenunchiat și a căzut. În condițiile frontului, timpul exterior, obiectiv, și cel interior, subiectiv, coincid. Războiul ocupă definitiv planul conștiinței eroului, care se simte acum detașat parcă de sine și de tot ce a fost între el și Ela. Stilul autorului este caracterizat prin sobrietate, claritate. Scriitorul observă, analizează reacții, frământări, îndoieli, întrebări ce alcătuiesc drumul sinuos al iubirii în planul conștiinței. Originalitatea romanului constă în finețea și subtilitatea analitică de factură subiectivă, realizată prin memoria involuntară. Camil Petrescu este remarcabil prin arta portretistică. În discuția de la Popota Ofițerilor și nu numai acolo, este evident relativismul de care vă vorbeam. Ca modalitate estetică modernă, aceeași situație este percepută de cei care discută în feluri total diferite. Critica literară a apreciat modul în care a descris războiul sau psihologia celui aflat pe câmpul de luptă, sub amenințarea continuă a morții. Șerban Cioculescu spunea despre Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, că este în latura privitoare a războiului singura operă românească literară valabilă în acest gen. Fotografia colorată cu Camil Petrescu ca plutonier de infanterie am preluat-o de pe Facebook, de pe acest site. Cam atât despre acest subiect. La revedere!